Domnul să fie lăudat. Aș vrea să citesc un cuvânt din Osea, capitolul 7, versetul 9, unde cuvântul sfânt spune așa, niște străini îi mănâncă puterea și el nu-și dă seama, îl apucă bătrânețea și el nu-și dă seama. Și apoi din 2 Petru, din capitolul 2 versetul 19, partea a doua. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. Amin. Și aș vrea să vorbesc, să aduc în fața dumneavoastră, în această temă mare a intrușilor care ne pot mânca, ne pot devora puterea, să vorbesc despre dependența de droguri, de tutun, de alcool, știu că pe unii o să-i ajute ceea ce o să aduc în fața dumneavoastră, pentru că dacă nu ați intrat ca și tineri, mă adresez în special tinerilor, dacă nu ați intrat pe drumul acesta al dependențelor, aveți totuși prieteni, colegi, poate în familie, rude mai îndepărtate care au probleme pe domeniul acesta. Foarte interesant că până în urmă, să zic așa, cu 100 de ani, poate nu chiar, nu chiar, fumatul, fumatul, alcoolul, drogurile, poate până în urmă cu 50-60 de ani, să nu zic 100, erau considerate niște vicii și cei care intrau pe linia asta erau marginalizați, erau poate ridiculizați, se râdea de ei, dar astăzi, astăzi, problema asta a drogurilor este destul de mare, destul de mare și între droguri punem și tutunul, punem și alcoolul. Țin minte că am citit odată în istorie și m-am amuzat. În Europa, în Europa, tutunul a fost adus după descoperirile Americii ale lui Columb și era un om care s-a dus și el și a încercat să fumeze. A luat o pipă și stătea în bibliotecă și se delecta, scotea fum și a venit slujitorul lui. Și când l-a văzut pe stăpân, nu știu ce se întâmplă. Și a dat-o fugă afară repede, a dus o găleată cu apă și a turnat o turnat în cap. O crezut că a luat foc stăpânul, că vedea cum ieșea fumul acela. Citeam că prin anii 1600 și ceva, o femeie s-a dus și și a raportat soțul și a spus despre el în felul următor, soțul meu înghite foc și scoate fum pe nas. Și atunci omul acesta a fost pus la închisoare timp de 10 ani, de 10 ani pentru că făcea lucrul ăsta neîngăduit. Dar astăzi, dacă îi vezi pe oameni că fac lucrul acesta, parcă e o normalitate. Eu vă spun că am crescut în câmpia Turzii, până la vârsta de 14 ani, când am plecat la Cluj, și la noi, în școala generală, nu se fuma. Deci nu se fuma. Era unul singur care era fumător și ăsta era marginalizat, dat deoparte. Fumătorul școlii era din clasa 8, -a, era un băiat răzvrătit. Dar restul nu fumau, nu fumau. Astăzi am înțeles că deja și copiii sunt confruntați cu tot felul de ispite și de presiuni ca să-i prindă să intre pe linia aceasta. Și marele pericol este că fumul acela s-ar putea să fie impregnat de drog și să fie până la urmă o dependență mult mai puternică decât de o simplă țigară. În viața mea când a apărut țigara, a fost un chiștoc pe care l-am găsit pe marginea drumului, am vrut să văd cum se fumează, m-am înecat cu fumul și n-am mai fumat veac, niciodată. Nu mi-a plăcut și nu vreau să fumez, asta consider că templul ăsta Duhului Sfânt nu trebuie să fie pungărit. e un păcat să fumez. Dar revenind la problema consumului de droguri sau de tutun sau de alcool, știți dumneavoastră că în America unul din 12 elevi de clasa 12 -a, deja au fumat marihuana. Știți dumneavoastră că unul din șase elevi au încercat crecul, adică pragul ăla în care uh, te duci dincolo, dincolo, ca să experimentezi uh, impulsul ăla puternic. Știți dumneavoastră că unul din 20, între 6 și 12 ani, au consumat cocaină. Eu am aici numerotate. Țigările fumate într-un an, în Statele Unite, întrunesc greutatea a 350.000 de mașini. Vă dați seama ce industrie mare a tutunului există în lumea întreagă. Apoi, 139 de milioane de oameni cu vârsta de plus 12 ani recurg la droguri. 12 milioane mor anual din consumul de droguri. Și aici vedeți cum spune Osea, capitolul 7, cu versetul 7. Toți ard ca un cuptor și își mănâncă judecătorii. Toți împărații cad, niciunul din ei nu mă cheamă, spunea Domnul. Și uitați-vă la versetul 8. Efraim se amestecă printre popoare. Efraim este o turtă care n-a fost întoarsă. Lumea întreagă este ca o turtă arsă, e scrum. Păcatul a devorat lumea aceasta. Problema bisericii din vremea noastră este că e ca o turtă care n-a fost întoarsă. Pe o parte e sfințenie, pe alta păcat și lui Dumnezeu asta nu-i place. Și atunci, de aceea Domnul trage semnale de alarmă în bisericile noastre, inclusiv pe direcția aceasta, intrușilor care îți vor devora, îți vor mânca puterea, te vor distruge. Și printre acești intruși, printre acești străini despre care spune Domnul prin Osea în versetul 9, niște străini mănâncă puterea, printre aceștia sunt și drogurile, tutunul, alcoolul și drogurile. Aș vrea să vedem puțin fraților și surorilor, în special tinerilor, care sunt cauzele cauzele consumului de droguri de astăzi. De ce oamenii recurg la droguri? Spunea un gânditor creștin, dacă nu greșesc Augustin, că în noi există o foame, o sete după Dumnezeu. O sete mare după Dumnezeu și noi încercăm să o acoperim, setea asta și golul care este în noi, încercăm să-l umplem. Și atunci oamenii se duc să-l caute pe Dumnezeu și îl caut în altă parte. Am o întâmplare pe care o mai spun copiilor, ca să-i prind așa. Nastratin Hoge într-o zi își căuta cheile. Și le căuta afară în fața casei. Și a venit un vecin și a zis, hai să te ajut. Și au început amândoi, căutau, căutau. Dar zice vecinul, măi, tu aici le-ai pierdut. Zice, nu, că le-am pierdut în casă. Bă, dar de ce le cauți aici? Aici e lumină. Și aici văd mai bine. În casă nu văd că e întuneric. Vedeți, de multe ori, noi îl căutăm pe Dumnezeu, dar în altă parte. Și atunci ajunge băiatul sau fata să meargă la drog, la țigară, la alcool, la tot felul de legături neîngăduite. Și lui Dumnezeu asta nu-i place. Pentru că pe Dumnezeu noi îl găsim într-un singur loc, în casa lui Dumnezeu. Amintiți-vă ce spune psalmistul în Psalmul 73. Mă uitam cu jind la cei din jurul meu și eram invidios pe ei că le merge bine. Dar am intrat la urmă în casa lui Dumnezeu. Și când am intrat în casa lui Dumnezeu, atunci mi-a venit mintea la cap și am văzut sfârșitul lor și mi-am dat seama că tu ești totdeauna cu mine. Mai prins, mai apucat de mâna dreaptă, mă călăuzești cu sfatul tău și mă primești în slava ta. Doamne, cercetează-ne! Ei, fraților și surorilor, care sunt cauzele consumului de droguri? Spuneam, cauze spirituale, cauze spirituale. În primul rând, omul caută, caută, caută și îl caută pe Dumnezeu, dar îl caută în altă parte, nu îl găsește. Și tot caută și tot caută și rămâne bietul de el cu efectul ăsta. Drogul, să știți, știți ce face? Am observat când eram copil, îmi plăcea să observ insectele. Cum stătea păianjen în colțul acela cu un fir de la pânza lui în gură, da? Și când apărea musculița asta și un pic atingea numai pânza, imediat ăsta era pe ea și o înfășura. Și apoi tot, 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 tot ce era mai bun în ea scotea, scotea toată viața și lăsa numai o carapace. Semăna cu o muscă, semăna cu o insectă, dar rămânea numai exteriorul. Am întâlnit fraților și soror și am avut copilăria mea. Am avut harul să mă duc în misiune, aveam un grup de copii, mergeam, am avut o, o învățătoare de școală duminicală deosebită, extraordinară. Acum ai plecat la Domnul, dar femeia asta ne-a făcut tot felul de provocări ca să învățăm Biblia, ne-a învățat firul roșu din Biblie, Isaia 53 pe de rost, Ioan, capitolul 1, mulțime de lucruri din Biblie și mergeam în misiune. Și în grupul nostru erau niște băieți foarte capabili, învățau Biblia mai rapid, ca mine, mai rapid ca alții. Și au prins diavolul cu fumatul, cu băutura, cu femeile și acum sunt prin lume și vai de ei, și vai de ei. De ce? Rămâne numai carapacea. Acum dacă vin în biserică, stau acolo uscați, sunt seci, așteaptă să le vorbească Dumnezeu și ajung la așa pietrire spirituală pentru că păcatul te împietrește. La așa pietrire spirituală ajung oamenii ăștia încât și-ar dori să aibă o lacrimă pe obraz și nu au, nu au. Din ce cauză? Cauză spirituală. L-au căutat pe Dumnezeu, l-au căutat în altă parte și nu unde trebuia, în casa lui, în cartea lui, pe, în rugăciune, acolo, înaintea lui Dumnezeu, în odăiță să stai, și nu l-au căutat acolo decât în altă parte. Și au rămas uscați, au rămas departe de ceea ce înseamnă părtășia cu Dumnezeu. Domnul să aibă milă de el, de ei. Este o cauză spirituală aceasta. A doua cauză. Abuzul, abuzul. Există chiar și în Biblie exemple de abuz și de oameni care s-au furișat din cauza unui abuz, fie că a fost fizic, fie că verbal, s-au furișat acolo unde nu trebuia. mi am amintesc din scriptură pe Tamar. Tamar a fost abuzată de fratele ei și a ajuns foarte rău în așa fel încât scrie Biblia. Așezut în casa fratelui ei Absalom, nemângâiată. Știți ce înseamnă asta? Oricine ve venea la Tamar să-i spună, lasă că Domnul te ajută, lasă că Domnul e cu tine, lasă că tata te iubește, lasă că mama îți face o mâncare. Nimic, nimeni nu putea să o mângâie. Știți de ce? A ajuns, spunem noi, depresivă, a ajuns rău de tot. De ce? S-a furișat acolo unde nu trebuie. Și uitați, asta este o cauză, o cauză a consumului de droguri. În momentul când apare o rană în trecutul tău, când apare o rană psihică, când apare ceva pe plan fizic, vrei să scapi de tine, nu mai știi unde să te ascunzi tu de tine și atunci te furișezi acolo unde nu trebuie, în consumul de droguri. O altă cauză a consumului de droguri, de tutun, de alcool, este abandonul domestic, așa numim noi. David a fost un om extraordinar. Dar a greșit pe plan familial. David a avut copii deosebiți de bun, de binecuvântați, de dotați de Dumnezeu, copii frumoși, copii înțelepți, copii deosebiți, copii care ar fi putut lua harfa și să cânte cântări cot la cot cu tata lor, cu David. Mă bucur de fratele Sami, ori pe unde mergi, nu mă auzi de copilul lui, de copilul ăsta, e harul lui Dumnezeu. E harul lui Dumnezeu. Când auzi oameni care au copii și care îl slujesc pe Dumnezeu, îți saltă inima de bucurie. Domnul s-a implicat în familia aceea. Dar uitați-vă, David a avut timp de țara lui, David din Biblie, dar n-a avut timp de copiii lui. Și niciodată în viață, spune Scriptura, nu i-a spus unui copil faci bine sau faci rău. Și copilul ăla a crescut rău. A fost abandonat oarecum de tata, de mama. Și asta este un ca, un, o cauză, asta este o cauză a consumului de droguri. Apoi mergem pe o altă cauză care e, să știți, răspândită, e foarte frecventă, frecvent întâlnită și anume presiunea anturajului, anturajul. așa e de greu la copiii noștri să meargă la școală, să meargă în societate și să-i vadă pe alții că diferiți, că fac ceva diferit. Atât ai de greu să te duci contra curentului. Dacă toți merg în jos, tu să îi mergi invers, contra curentului, e foarte greu, foarte greu, extrem de greu. Și am găsit aici în Scriptură, în Daniel, în capitolul 3, eu numesc asta mâna presiunii. Mâna presiunii, presiunea anturajului. Copiii noștri sunt supuși unor influențe foarte, foarte, foarte mari, extrem de mari. Uitați-vă în Daniel, capitolul 3. Ce s-a întâmplat aici? Este vorba de un chip ridicat în Valea Dura. Împăratul Nebucadnețar cere închinare tuturor oamenilor acolo și uitați-vă mâna anturajului, palma dacă vreți, mâna anturajului, degetul 1 este liderul, liderul. Când intri într-un grup, neapărat grupul acela are un lider. Și uitați-vă ce spune versetul 1 din Daniel, capitolul 3. Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur, l-a ridicat în Valea Dura, a poruncit să cheme, ăsta e liderul. Ce zice ăsta? Neapărat se face. Dacă nu, ceilalți sunt excluși din anturaj, din grupul acela. Ei, copilul tău se duce și are de-a face cu liderul. Ce face? Îl înfruntă, nu l înfruntă, îl ascultă. Dacă l ascultă, păcătuiește împotriva lui Dumnezeu. Dacă l ascultă, iese din familie și pleacă departe. Dacă l ascultă, îl supără pe Dumnezeu și copilul tău e sfâșiat între aceste două lucruri, Dumnezeu și lumea. Lumea reprezentată prin acest lider, lider prin acest Dumnezeu mic al grupului în care se învârte. Degetul numărul 2, este presiunea majorității. Uitați-vă versetul 3, versetul 2 și versetul 3. Dregători, îngrijitori, cârmuitori, judecători, vistiernici, legiuitori, toate căpetenile ținuturilor. Și toți oamenii, uitați-vă, versetul 5 și versetul 6, oricine nu se va arunca, toți oamenii erau acolo, asta e presiunea majorității, degetul numărul 2, degetul 3, Presiunea legii de haită. Acel anturaj, acel grup este o haită mică ce umblă și face mici stricăciuni. Este o haită de lupi care umblă pe două picioare. Versetul 4. Uitați cum sună presiunea legii de haită. Versetul 4. Iată ce vi se poruncește, popoare, neamuri, oameni de toate limbile. În clipa când veți auzi să vă aruncați cu fața la pământ. Asta e legea. Dar nu era din legea lui Dumnezeu. Dar nu era din legea împărăției neapărat pentru că ei aveau zeități. Era din legea asta de haită. Și legea asta avea o presiune asupra lor. Avea o presiune. Degetul numărul 4. Presiunea clipei. Trăiești clipa, carpe diem. Uitați-vă ce spune versetul 5. În clipa când veți auzi, n-ai timp mult să te gândești, e presiunea clipei, e presiunea clipei și asta e foarte periculoasă. Poate că ați auzit întâmplarea aceea cu omul care s-a dus într-un magazin, magazinul sărbătorea, nu știu, 10, 20, 30 de ani de la înființare și au pus ei așa, directorul a zis că primul care intră dimineața, la prima oră în magazin, are voie să-și aleagă din magazin ce vrea, timp de o oră. Dar un singur lucru să fie. Și omul ăsta a fugit să-și caute un costum. Mă, zice, totuși, dacă ia un aparat electrocaznic, poate e mai scump. și a fugit la aparatele, zice, mă, dar totuși, poate este ceva mai scump. Și-o plecat în altă parte și-o mers pe alt raion. Magazinul era mare și-o tot dus, și-o tot căutat și i s-a spus cu 5 sau 6 secunde înainte, mai ai atâtea secunde, 5 secunde, 6 secunde. Și atunci o întins mâna și o luat, ce o găsim lângă el? Un ciorap, un ciorap. Vedeți? Presiunea clipei, presiunea clipei. Și copilul tău stă în anturaj și spune, auzi, un fum, atâta să tragi. Și el zicea, păi mare lucru nu -i. Și din fumul acela poate să devină până la urmă o dependență, o robie interioară care să-l macine pe toată viața. Și de aceea e foarte important să înțelegem lucrul acesta. Și apoi degetul 5 al mâinii presiunii este presiunea limbajului, verbal sau non-verbal. În clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, aici ai presiunea muzicii. Și atunci când, să știți că am întâlnit lucrul acesta, era anturajul, și șeful spunea, puneți mă muzica aia. Și puneau muzica aceea și eventual vizionau ceva și în urmă la asta era potop, era prăpăd, pentru că toți se duceau în aceeași direcție. Era presiunea aceasta, presiunea limbajului verbal sau non-verbal. Ce efecte are consumul de droguri? Pe plan fizic, leucemie, Atac de inimă, deteriorarea țesuturilor, malnutriție. Pe plan psihic, vinovăție, rușine, remușcare. Apoi, pe plan social, abandon școlar, divorț, divorț. Pe plan comportamental, depresie, sinucidere, delicvență. Știți dumneavoastră că în ultimii 20 de ani s-a triplat rata celor care se sinucid în lumea aceasta? Asta vorbește ceva. Diavolul caută prin aceste droguri să-i distrugă pe oameni. Caută să-i distrugă. Uitați-vă dacă doriți, Dumneavoastră, în Proverbe în capitolul 23, toate aceste efecte ale consumului de drog, de alcool, că și alcoolul este drog, toate aceste efecte se regăsesc. Proverbe 23 de la 29 în jos. Ale cui sunt vaietele, oftările, neînțelegerile, uite, efecte psihice. Ale cui rănirile fără pricină, ochii roșii, efecte fizice. Ochii ți se vor uita după femeile altora, efecte pe plan social, așa apare divorțul. Inima îți va vorbi prostii, m lovit, dar nu mă doare, m-a bătut, dar nu simt nimic. Efecte pe plan comportamental, un depresiv asta zice, pot să mă bați că nu simt nimic. Țin minte că auzeam pe cineva, un om, se ducea mereu frecvent, frecvent la bar, într-o noapte a avut un vis și s-a dus acasă foarte supărat, foarte confuz și a întrebat pe soția lui, te zice, am avut un vis. În visul meu am văzut trei șobolani. Zice, unul era orb, unul era slab și unul gras. Și nu știu ce înseamnă. Și copilul care era în el o zis, tată, îți traduc eu, îți eu ce ai visat. Cum mă, tu știi? Da, da, știu. Șobolanul la orb zice, ești tu, că tu te duci la băutură. Ăla slab suntem noi, că nu avem mâncare. Ăla gras e crâjmarul, cârciumarul care se îngrașă de pe banii tăi. Ți-am tradus, ți-am tălmăcit visul. Și omul s-a trezit. Astea sunt efecte, fraților. Efecte, efecte. Și acum mergem mai jos la tratament. Cum pot eu să tratez acest de acest consum de droguri, această dependență, cum pot să o tratez? În primul și în primul rând, prin pocăință, prin pocăință. Există o putere pe care o dă Duhul Sfânt când vine în viața mea și în viața ta. Și prin puterea asta suntem mai mult decât biruitori. Slăvit să fie Domnul! M-am dus la stăruință și eu am avut câteva vicii de care n-am scăpat. M-am dus la stăruință și, în urma botezului cu Duhul Sfânt, m-a scăpat Dumnezeu de el, slăvit să fie El. Și m-am bucurat enorm și mă bucur și astăzi. Dumnezeu are putere, fraților. Duhul Sfânt are putere să-ți dea biruință în legăturile pe care tu le ai înaintea Domnului. Apoi, al doilea tratament. Să te înalmezi cu Biblia. Citește mult Biblia. Uite-te că Domnul Hristos a rezistat Ispitei prin citate din Scriptură. Asta e foarte important, foarte important. Al treilea lucru, al treilea tratament, trebuie căutată consilierea. În biserică să te supravegheze cineva. Cei din biserică pot să-ți recomande și alte tratamente, dacă e cazul, să te îndrume spre anumite tratamente. Există organizații creștine care ajută oamenii să scape de dependențe și foarte important să înțelegem și lucrurile acestea. Am fost în urmă cu câțiva ani în vizită la un băiat care era în închisoare. Eram în Australia, în misiune și m-am dus el și m-a marcat foarte mult, foarte mult m-a marcat copilul ăsta, era copil din familie de pocăiți. Și am avut într-una din nopți un vis foarte interesant, foarte ciudat. În visul meu se făcea că era un preot, un popă cu o manta lungă neagră și un satanist cu un păr lung așa și tatuat tot. Erau pe o câmpie. Începea să ningă și vedeam cum prin aer zbura un brad legat așa și tăiat ca și bradul de Crăciun. Era legat și zbura. Ei se uitau unde zboară, unde aterizează, când mergea așa și cădea undeva. Când ajungea în locul respectiv, din bradul ăsta se transforma într-un sicriu. Ei deschideau capacul sicriului, din sicriu ieșea un porc. Luau porcul și îl duceau la biserică. Asta a fost foarte interesant. Și mergeau la frați, la surori și în special la tineri. Și spuneau, nu vrei să-l iei și tu că te vei îmbogăți. Și am văzut, am văzut tineri din biserică și cunoșteam în visul meu, acolo unde am fost, în bisericile locale. Erau tineri care au venit unul la mine în vis și au zis, uite, eu m-am îmbogățit din vânzare de droguri. M-am îmbogățit, am făcut numai 2500, 2800, eu nu mai știu cât mi-au zis, zilele trecute. Și astea erau niște realități și să știți că realități. Ești vinovat și tu care vinzi drogul, dar ești vinovat și tu care îl consumi, pentru că poate vina mai mare la cel care vinde că aduce moartea în mai multe inimi, în mai multe vieți. De aceea fraților și surorilor să fim atenți, să stăm lângă Domnul, să rugăm pe Domnul să ne sigileze și să ne umple cu Duhul Sfânt, și Domnul să ne ferească de dependențele acestea. Amin.